Proiectul de rectificare bugetară nu acoperă sumele necesare pentru compensarea facturilor populației și firmelor pentru acest an și expune la un risc major capacitatea de a mai funcționa întregului sector energetic, acuză Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie. La rectificarea bugetară, Ministerul Energiei a cerut o suplimentare de 31 de miliarde de lei a bugetului, dar, conform proiectului pus în dezbatere publică, va primi doar 2,5 miliarde de lei. În timp ce furnizorii avertizează că există riscul să nu mai poată să cumpere energie, politicienii dau asigurări că populația și firmele nu vor fi afectate. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că prețurile la energie vor rămâne neschimbate la iarnă. Asta în condițiile în care s-a vehiculat că schema de sprijin pentru populație ar putea fi modificată mai devreme decât finalul lunii martie 2023, atunci când expiră. Noi încercăm să menținem același preț, 0,68 și 0. Statul are obligația, în primul și în primul rând, să intervină la zonele vulnerabile. PNL nu este însă de acord cu varianta PSD care ar propune suprataxarea uriașă a profitului obținut. Dincolo de discuțiile de principiu din cadrul coaliției, liberalii sunt partizanii unei politici de suprataxare mai blânde pe piața energiei, o suprataxare de cel mult 10% pe profitul obținut. Analiștii consideră că plafonarea prețului la energie poate avea efecte greu de reparat pe termen lung. Să presupunem că se găsește o modalitate prin care doar traderul de profesie este cel care, să spunem, că are un... și se aplică și lui în windfall tax, cum se aplică și la producători în momentul de față. Dar nu se rezolvă problema de fond. Și anume plata banilor pe care statul trebuie să-i plătească pentru că și-a asumat aceste plafoane de preț cu care furnizorii vând la populație. România se află în topul european al celor mai scumpe pachete de măsuri de sprijin în fața scumpirilor la energie, raportat la produsul intern brut. O analiză Financial Times ne plasează pe locul al cincilea, aproape de Austria, Macedonia, Franța și Lituania. Da, și în urmă cu câteva minute am primit o informare de la guvern. Astăzi au avut loc aceste discuții tehnice, spuneam, la nivel de experți din mai multe ministere. Potrivit comunicatului guvernului, luni 22 august va avea loc o nouă discuție, vor avea loc mai multe analize dinspre Ministerul Energiei și dinspre ANRE, iar până pe 31 august Ministerul Energiei trebuie să vină cu un plan concret pentru gestionarea situației la iarnă din punct de vedere energetic.